Este cea de-a patra consultare publică și ultima dintre întâlnirile regionale programate, după întâlniri similare desfășurate la Bistrița cu invitați din regiunile de dezvoltare Nord, Vest și Centru, la Suceava pentru regiunea de dezvoltare Nord-Est, la Râmnicu-Vâlcea pentru regiunea de dezvoltare Oltenia și Vest, partea unui proces de consultări publice inițiat de Ministerul Apelor și Pădurilor. Criza de resurse de masă lemnoasă cu efect dublu în criza lemnului de foc și aprovizionarea cu resurse a industriei lemnului, creșterea nesustenabilă a prețului resursei de masă lemnoasă, subfinanțarea sectorului forestier, suprareglementarea activităților din domeniu, sunt principalele probleme semnalate de participanții la reuniune. Soluțiile tot de la dumneavoastră trebuie să vină, iar în următoarea etapă vom avea o întâlnire cu reprezentanții gărzilor forestiere, care sigur vom quantifica, vom evalua împreună problemele care sunt din punctul dumnealor de vedere și soluțiile pe care le propun ca și structuri de implementare a legislației și verificare și control. Apoi vom avea într-o următoare etapă o întâlnire cu reprezentanții societății civile, ONG-urile. Pădurea face parte din familia dumneavoastră. Și mai știu un lucru, că iubiți pădurea, că dacă n-ați iubi-o, nu v-ați fi ales o astfel de meserie sau n-ați fi ales să moșteniți de la părinții dumneavoastră, de la bunicii dumneavoastră, proprietăți de fond forestier. La sesiunea de la Pitești a consultărilor regionale dintre reprezentanții Ministerului Apelor și Pădurilor și ai sectorului silvic au participat invitați din județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Telorman, Giurgiu, Ilfov și Călăraș.